Școala gimnazială Mircea Vodă din municipiul Călărași a implementat proiectul educațional Prietenii Pădurii. În cadrul proiectului, elevii unității de învățământ vor colecta lunar maculatură și vor planta copaci în primăvara anului viitor. Perioada de implementare este octombrie 2019-aprilie 2020. În primăvara anului viitor, în colaborare cu direcția silvică, elevii Școlii Gimnaziale Mircea Vodă vor planta copaci în județul nostru. Vreau să încep prin a vă spune că sunt foarte mândră de voi, de tot ceea ce faceți și de cât sunteți de receptivi la toate provocările noastre. Pentru faptul că răspundeți cu drag la toate îndemnurile pe care noi vi le adresăm și pentru că sunteți perseverenți în ceea ce faceți. De ce spun acest lucru? Profit de evenimentul de astăzi să vă reamintesc că în anul 2015 începeam împreună, timid, un proiect pe care noi l-am numit Nouă ne pasă, la care am muncit foarte mult. În primii 2 ani acest proiect s-a desfășurat la nivel local, pentru ca în 2017 să devină județean, în 2018 regional, iar anul acesta proiectul Nouă ne pasă să intre în calendarul activităților educative naționale și să fie recunoscut de Ministerul Educației la nivel național. Avem de gând ca și acest proiect care debutează astăzi să îl creștem, să-l facem mare și frumos, la fel ca voi, și pentru acest lucru avem alături de noi câțiva prieteni care se află în partea stângă a scenei și pe care am să-i prezint imediat, dar în câteva cuvinte ce ne-am propus noi să facem: să învățăm, să prețuim hârtia, să prețuim materia primă din care aceasta se face, să colectăm cât mai multă hârtie și, de ce nu, să plantăm cât mai mulți copaci. Să fie verde și să fim prietenii pădurii. Mâna sus, cine se consideră prieten cu pădurea. Aplauze pentru acest lucru tuturor. Aplauze pentru cei care astăzi au adus maculatură. Este doar o mică parte din ceea ce există depozitat deja în școală și pentru asta mulțumim tuturor părinților care ne-au susținut în acest demers. Ne propunem ca în fiecare lună anul acesta să colectăm hârtie și să o trimitem mai departe. Ne susțin, așa cum spuneam, pentru debutul acestui proiect și nu numai. Domnul Dragoș Coman, viceprimarul municipiului Călărași, aplauze și mulțumim că sunteți alături de noi. Va veni imediat pe scenă și domnul Gabi Șerban, coordonatorul Asociației Prietenii Pădurilor din România. Peste 100.000 de puieți plantați în 3 ani în județul Călărași, câte 100 de stejari în fiecare dintre localitățile județului și finalizarea lizierei împotriva vântului în comuna Brâncoveni. Alături de dânsul este și doamna Marilena Paraschi, voluntar. Voluntari ați devenit și voi odată cu debutul acestui proiect. Îl avem și pe reprezentantul direcției silvice Călărași, domnul Alexandru Dulgheru. Bună ziua și bine ați venit! Și nu în ultimul rând, domnul Sorin Danciu, directorul Direcției Județene de Cultură Călărași. Mulțumim mult pentru prezență. O să-i dau cuvântul domnului viceprimar. Mulțumesc! Bună ziua, prietenei pădurilor! Mulțumesc doamnei Alina Lotra pentru invitație și o felicit pentru neastâmpărul dumneei de a face lucruri bune. N-am să vă țin mult, avem aici oameni care vă pot spune exact despre ce e vorba în acest proiect. Gabi Șerban are un neastâmpăr justificat pe această zonă și o să vă spun în amănunt tot ce trebuie făcut și tot ce a făcut în toată perioada de dinainte. Eu vreau decât să vă atrag atenția că toate chestiunile discutate aici sunt chestiuni extraordinar de serioase și probabil, domnul Șerban, lăsați-i să fie puțin atenți. Dragi copii, hei, Fiți atenți. Acum 50 de ani, probabil că știți de la părinți, de la profesori, omul a ajuns pe lună. De atunci, de acum 50 de ani și până astăzi, numărul populației pe acest pământ s-a dublat. Azi suntem 7,53 de miliarde. În următorii 50 de ani, probabil se va întâmpla exact același lucru. Foarte mulți pentru această planetă care devine din ce în ce mai neîncăpătoare. Foarte mulți. Tot ce vedeți aici se face din arbori. Toată hârtia pe care dumneavoastră o folosiți și tot ce ține de viața noastră există din resursele acestei planete. Noi suntem obligați să o ajutăm. Suntem obligați. Vă mai spun un lucru care s-ar putea să vă intereseze. De 50 de ani încoace, numărul animalelor de pe acest pământ, au scăzut cu 60%. Acestea sunt lucruri grave. Sunt lucruri pe care dacă noi nu le vom schimba, vom avea cu toții de suferit. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru faptul că sunt alături de domnul profesor Danciu, de acești profesori minunați care se ocupă în toate proiectele pe care le-ați desfășurat până acum și care sunt extraordinar de benefice atât pentru dumneavoastră cât și pentru comunitate. Și am să-i dau cuvântul unui prieten al pădurilor, lui Gabi Șerban. Mulțumesc! Bună ziua! Așa cum v-a spus Dragoș, Gabriel Șerban este numele meu. Sunt călărășean. Am fost și eu ca voi. Sper să ajungeți și voi ca mine. De ce... De ce am venit la voi astăzi? Pentru că, aflând de la doamna director, ați demarat o acțiune spectaculoasă, senzațională, i-aș putea spune, care vă face cinste. Da? Mai tare. Vă face cinste. Eu vreau să vă pun problema în altfel. Mergând această maculatură împreună cu alte deșeuri nefiind selectată, va ajunge într-o groapă de gunoi. Dacă voi o selectați, o valorificați, veți primi, nu știu, o sumă mică, modică. Sumă pe care o veți folosi în a cumpăra rechizite pentru cei care nu au posibilitatea. Da. Eu am vrut să vă premiez, să fiu primul care vă premiez. În acest sens v-am adus culegeri, cărți și cutii de șah. Vreau să... mi-aș dori, la nivel de școală, să înființați primul club de șah, șah pe care doriți să-l practicați cât mai mulți. De ce șah? Este sportul minții. Să fii cu o secundă mai deștept sau intuitiv față de alții, uneori în viață va face diferență. Vă doresc mult succes și mă bucur că sunteți alături de noi. Sunt puțin emoționat, ceva mai mult de fapt. Mulțumim mult de tot pentru prezență. Într-adevăr, avem aici jocuri de șah, mâna sus, cine știe să joace șah? Atunci vă invităm, vă provocăm să veniți la un concurs, să organizăm un concurs de șah. Acum avem și aceste jocuri și mult mai mulți dintre voi vor învăța, pentru că, iată, putem să o facem de acum încolo. Cărțile sunt foarte frumoase, sunt noi. Mulțumim pentru faptul că ni le-ați adus, o să le citim cu mare drag. Avem și niște exerciții practice de limba română și multe altele. Sunt convinsă că o să vă placă. Și despre cărți o să ne vorbească domnul Sorin Danciu, pentru că dânsul iubește foarte mult cultura și tocmai de aceea este invitatul nostru astăzi, ca să vă împărtășească așa câteva dintre lucrurile pe care le cunoaște. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să vă spun în primul rând că este un sentiment de mare bucurie să fiu prezent în acest spațiu excepțional, pentru că emană numai energie pozitivă. Adică, o avem alături pe doamna directoare, pe care o știu de 20 de ani aproape, de la Radio Vocea Câmpiei, și care, în opinia mea, era una dintre cele mai importante și mai ascultate voci de atunci, și care pentru mine a reprezentat o confirmare a ceea ce credeam, atunci când a venit să coordoneze activitatea acestei școli. Practic aici avem o oază de cultură și de energie tânără care îi se datorează, să o aplaudăm pe Alina. Pe de altă parte, există acest tânăr, Gabi Șerban, care de mai multă vreme tot bate la cap și îmi trimite tot felul de mesaje, tot felul de acțiuni, tot felul de împăduriri, de tineri pe care îi atrage în tot felul de acțiuni. I-am promovat cu mare bucurie tot ceea ce a făcut, suntem prieteni din acest punct de vedere și vreau să vă spun că asemenea acțiuni se vor petrece și în alte școli din Călărași și în alte școli din județul Călărași, așa cum se petrec acțiunile pe care Gabi Șerban le face în toată România. Să-l aplaudăm că merită! Și acum un mesaj pentru voi. Sunt aici cărți, sunt foarte multe cărți interesante din ce am văzut eu. Sigur că generația voastră crește cu internetul și la cărți ajungeți mai greu doar dacă vă obligă profesorii. Ei, vreau să vă spun ceva. Eu am început să citesc când aveam 4 ani. Bunicul meu, preotul, se mândrea cu mine și cum venea cât un preot mă punea să citesc sau să recunosc personaje din cartea de istorie. Și în clasa a 2-a, la Biblioteca Municipală, mergeam în fiecare zi și luam câte o carte. Doamna respectivă s-a mirat și la un moment dat m-a întrebat: dar tu le citești? Da. Păi despre ce e vorba în cartea asta? Și am arătat că citisem. Ce se întâmplă? Dacă stai numai pe internet, sunt cele 265 de cuvinte pe care trebuie să le știi ca să te descurci în orice discuție. Dacă citești cărți, ajungi la mii de cuvinte și atunci vei putea să te exprimi ca un om cu adevărat valoros. Citiți cărțile pentru că merită. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că această echipă condusă de Gabriel Șerban se ocupă de promovarea șahului. Învățați șahul, pentru că și ăla dezvoltă inteligența. Că meritați, că sunteți foarte buni! Mulțumim mult de tot! Aveți în continuare succes la public. Vedeți, domnul Danciu, nu trebuie să lucrați neapărat la Radio Vocea Câmpiei. Asta pentru că ne-ați adus aminte de niște vremuri frumoase. Așa cum spuneam, alături de noi se află și domnul Alexandru Dulgheru, reprezentant Direcția Silvică. Dânsul ne-a promis că va fi alături de acest proiect, trup și suflet, și vom organiza activități frumoase. Vă vom sprijini cu acțiunile de plantat ale în cadrul Direcției Silvice Călărași și subunitățile noastre. Chiar și un traseu tematic avem, unde putem merge cu elevi, dar dumneavoastră să le explicăm, să le arătăm pădurea, lucrările ce se fac, speciile și ceva de genul. Mulțumim mult de tot! Acum o să vreau să urce pe scenă copiii care au în mânuțe acei pomișori cu mesaje și haideți, veniți lângă mine, urcați aici, veniți lângă noi. Haideți să vedem ce scrie pe pomișorii voștri din carton. Ia să vedem ce scrie aici. Salvați pădure. Foarte frumos mesajul. Alt mesaj avem aici. Ia să vedem. Dacă noi salvăm pădurile, pădurile ne salvează pe noi. Corect. Dacă noi salvăm pădurea, pădurea ne va salva pe noi. Alt mesaj. Salvați lumea organică. Salvați planeta și salvați copăceii. Salvați pădurea. Haideți, veniți un pic mai în centru ca să nu facem microfonie. Salvați pădurea. Salvați pădurea. Salvați pădurea. Salvați pădurea. Salvați pădurea. Salvați pădurea. Repetăm acest mesaj până când o să-l înțelegem și o să-l simțim cu adevărat. Salvați pădurea. Salvați pădurea! 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 Ați înțeles mesajul? Îl spunem împreună?